ziua vă spunem din nou. Iată-ne la primul eveniment de azi, sâmbătă 23 noiembrie, la standul editurii Herald. Vă invităm la evenimentul Dincolo de percepția obișnuită. Eveniment prilejuit de lansarea cărții Dincolo de percepția obișnuită de Ionel Mohârță, în seria de autor Ionel Mohârță. Invitații noștri din această primă zi, din această dimineață spre prânz, domnul conferențiar universitar dr. Ionel Mohârță, psihosociolog român, fondatorul psihologiei sonoluminice, a făcut studii de psihologie la București, este doctor în psihologie, vicepreședinte al Asociației Europene de Psihologie Transpersonală, director al Asociației Române de Psihologie Transpersonală și domnul profesor universitar dr. Ioan Mânzar, președintele Asociației de Psihologie Transpersonală din România. Lucrarea de față, lucrarea pe care o vedeți, promovează un tip de abordare a sistemului psihic uman în care persoana umană percepe informația oarecum neobișnuit prin procesarea inconștientă a caracteristicilor fizice, ale stimulului sau printr-o amplificare a percepției. Astăzi, în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale, este foarte greu să anticipăm care vor fi abilitățile pe care școala va trebui să le pregătească pentru următorii 15 sau 20 de ani. Un singur lucru rămâne constant și acesta este dezvoltarea unor abilități de anticipare care țin de legătura cu subconștientul și cultivarea echilibrului emoțional. Idei de acest gen sunt dezbătute aici, în această carte, lucrarea de față, pentru a scoate din ascundere, așa cum spune și subtitlul, anumite capacități psihice și spirituale pe care omul le are, dar momentan el nu știe că le are. Domnule conferențiar universitar dr. Ionel Mohârță, autorul acestei cărți, Dincolo de percepția obișnuită, ar trebui să fim îngrijorați sau poate entuziasmați de faptul că gândurile, atitudinile și comportamentul nostru ne pot fi influențate de mesaje subliminale? Și din prisma informației pe care o dețin.
cu alte cuvinte ar trebui să ținem seama de această percepție subliminală, de acest fenomen și să o studiem ca să ne putem coordona și comportamentul, dar și gândirea. Mulțumim foarte mult, domnule profesor Ioan Mânzat. Ce aduce nou această carte? Trebuie să amintim faptul că în seria de autor Ionel Movârță au mai apărut alte două titluri. Este vorba despre Secretul tinereții eterne și Introducere în psihotanatologie. Ce aduce nou și mai ales în acest domeniu cartea dincolo de percepția obișnuită? Cărțile sale aduce nou. El nu scrie cărți din alte cărți sau din traducere. Niciodată. A avut un profesor care l-a învățat asta. Sunt eu. Vreau să vă spun că o carte este un erou cu trei fețe. Prima față este autorul care o scrie. A doua este volumul care apare în librării și a treia față este editura care construiește cartea. Câteva cuvinte vreau să vă spun despre autor. Poate nu s-a spus aici. Ionel Movârță, care tocmai ca un savant american, Patrick Duo, care se lăuda că este ipostază. Este savant, este șaman și mistic. Nu se ferea să se autointituleze mistic, pentru că mistica e știința misterelor. Nu e ceva peiorativ, cum se credea odată. Deci, ca și Duo, Ionel Movârță este psiholog și parapsiholog aici. Este tanatolog, alchimist, taoist. Și peste toate, poate nu știați, este un artist. Este și pictor. Nu există creator fără să fie artist. Eu sunt și scriitor, de exemplu. Doamna Iolanda Mirofan e mare poet. Ela Minulescu e poet. Așa de parte. Deci, psihologii mai răsăriți, întotdeauna sunt și artiști. Ionel Movârță, înainte de toate, este un savant. Și încă un savant eretic. Omenirea i-a hulit pe eretici. Pe progresul omenirii și creșterea ei s-a făcut mai ales prin eretici, nu prin cei cu minți. Ereticul demolează ceea ce există pentru a construi din nou. El demorează ceea ce este învechit și edifică paradigme noi. Movârță inventează prima dată în istorie paradigma psihologiei solo-luminice, care izvorăște din teoria cuantică și din sinergetul. De curând, mai eu actualizez, el a fost ales președintele Asociației Române de Psihologie Transpersonală. Eu m-am retras, sunt doar președinte de onoare, ceea ce nu e puțin. El a fost din 2014 până la anul acesta directorul executiv. În ce privește cartea lui, care o vedeți, este
inimă. Că dacă citiți această carte, aflați o seamă de noutăți. Aflați ce este psihotronică, aflați ce este comunicarea mută sau telepatia, aflați ce este explorarea la distanță sau telepercepția, aflați ce este percepția subliminală sau subconștientă. Aflați ce este terapia subliminală. Aflați multe despre conștiința transpersonală, despre stări de conștiință focată, percepția psihotanatologică și ochiul minții. Despre editura Herald, că e aici și domnul director Scrima, cu cele două florete încrucișate. Editura Herald, în mod sincer, n-o fac eu, cum prezent. Este editura de elita României, care cel mai mult este pe gustul meu. Ne îmbogățește cu spiritualitate. Spiritualitate filtrată din religii, mitologie, antropologie, psihologie, filozofie. Bine, mai sunt edituri, să nu fiu înjurat, pe care le apreciez ca editura 3, editura For You sau Humanitas. Citind această carte, cei care o cumpărați, vă îmbogățiți sigur cu noutăți. Aflați mistere din lumea ascunsă. Este o carte de mare folos pentru studenți, pentru psihologi, pentru filozofi, pentru medici, dar și pentru educatori, pentru artiști. Cumpărați această carte cu autograf. În încheiere, vreau să transmit sincere felicitări autorului pentru această carte care îmbogățește psihologia românească. Sincere felicitări editurii care a îndrăznit să facă a patra carte, nu? Citi și va studia această carte. Îl felicit pe Ionel Măgârță și doresc cât mai multe cărți. Această carte este o fereastră deschisă spre viitor. Mulțumim. Mulțumim foarte mult, domnul profesor universitar dr. Ioan Măzar. Intrând puțin în conținutul cărții, aș vrea să îl întreb pe domnul conferențiar universitar dr. Ionel Măgârță, autorul cărții, ce este percepția extrasenzorială? Percepția extrasenzorială este un alt tip de percepție, adică percepția în lipsa simțurilor, dincolo de simțuri. Acest fenomen s-a observat încă din antichitate și mai nou există studii în această direcție care ne arată că ființa umană este capabilă de a citi, de exemplu, documente la mii de kilometri departare, de a vedea ceea ce se petrece la o distanță considerabilă, la o distanță dintre continente, se intră într-o stare de conștiință amplificată în care omul, prin anumite tehnici, poate accesa aceste informații. Aceasta este percepția extrasenzorială și ea face parte din fenomene, din cele 5 mari fenomene parapsihologice: telepatia, clarvederea, vindecarea parapsihică și psihochinezia. Toate au fost demonstrate de profesorul emerit Charles Tart de la Institutul de Psihologie Transpersonală de la Palo Alto, California. Împreună cu Dean Reader, care este directorul Institutului de Noetică din Statele Unite, înființat de Edgar Mitchell, astronautul, al șaselea astronaut care a fost pe lună.
psihologie transpersonală și una din misiunile noastre este să scoatem din ascundere aceste potențialități latente pe care le are omul, dar el în viața cotidiană nu știe că le are. Având în vedere viața socială și neocupându-se de studiul acestor fenomene, e normal ca oamenii să nu cunoască aceste capacități extraordinare ale ființei umane. Eu aș putea spune că prima dată când am văzut că realitatea este altfel decât o vedem noi, a fost cadrul unui experiment pe care l-am făcut acasă, citind un studiu al unui fizician australian, Tom Chalmers, care ne spunea că dacă ne uităm la câteva foi de format A4, în centrul cărora postăm un cerc colorat de 7 feluri, rocvaivu, adică toate culorile, și dacă punem aceste cercuri pe fiecare 7 pagini și le postăm, le lipim de perete și ne uităm seara la ele, vom vedea aura acestor cercuri și dacă stăm 4 minute și urmărim cu atenție aceste lumini și mai apoi ne culcăm, dimineața când ne trezim, vedem că de fapt aerul de lângă noi nu mai e gol, e plin. În aceste stări numite hipnagogice, adică între somn și trezire, omul are capacitatea de a vedea și ceea ce nu vede de obicei în spectrul vizual. Noi nu suntem ca albina sau șarpele clopoței. Albina vede în ultraviolet, șarpele clopoței vede în infraroșu. Dar avem unele momente și dacă știm care sunt aceste momente, putem vedea o altfel de realitate. Mulțumesc foarte mult și cumva puțin mai devreme că mi-ați răspuns și la următoarea întrebare, dacă ceea ce ține de percepția extrasensorială și mai ales de fenomenele prezentate puțin mai devreme de domnul profesor Mânzat în această carte, le putem încadra sau fac parte din zona parapsihologiei. Între timp, poate s-a vorbit mai puțin, eu mi-aduc aminte că undeva la începutul anilor 90, când eram student la psihologie, se vorbea mult atunci, pentru că, bineînțeles, nu se vorbise înainte de 89, de când mi-a spus, se vorbea foarte, foarte mult de zona aceasta parapsihologiei și de toate fenomenele. Dacă nu mă știu, era și o revistă, Parapsihologia, da, la începutul anilor 90, în care se pomeneau toate aceste fenomene parapsihologice. Percepția extrasensorială. Este ceva, putem spune că este ceva moștenit genetic sau reprezintă o abilitate, o capacitate ce poate fi îmbunătățită și dezvoltată permanent? Este o capacitate care se învață. De aceea eu am scris în carte tot acest procedeu prin care se învață cum să intrăm în cunoașterea percepției extrasensoriale, dar nu numai, și alte exerciții, de exemplu, exercițiul de vizualizare a sinelui. E de ajuns să ne uităm la palma stângă, la ambele palme, de fapt, și să ne uităm cu atenție la ridurile de pe palmă. Și să încercăm să memorăm aceste imagini ale palmelor noastre. Eu vă vorbesc acum de exercițiu ca atare. În momentul în care le memorăm și închidem ochii și ele vin în mintea noastră, ne punem întrebarea: cine vede aceste imagini gând? Și dacă ne punem această întrebare, simțim imediat că există o altă instanță în noi care observă aceste imagini. Cu alte cuvinte, gândurile, emoțiile nu sunt ale noastre, ele trec prin noi. Dar există un observator, sinele, numit sine,
greșeală și eu am semnalat, am supus atenției cititorului această greșeală care s-a făcut în psihologie și care a bulversat psihologia, pentru că nimeni nu a mai înțeles fenomenele psihologice în acel moment. S-a făcut o greșeală în a se traduce din engleză consciousness, conștiință. Conștiința nu este... Deci normal era să se traducă conștiință. Adică ce e conștiința? Această stare de sensibilitate în care noi percepem realitatea înconjurătoare și realitatea interioară. Dar, iar conștiința este suma virtuților pe care le avem. Bunătate, compasiune și așa mai departe. Valori morale. Valori morale. Și atunci, dacă noi facem această confuzie, noi în explicarea fenomenelor psihologice nu le putem explica corect. Eu am semnalat această confuzie și acum sper că e totul clar. De ce spun... m-am oprit asupra fenomenului conștiinței, pentru că este cel mai important fenomen din corp. Un om, dacă nu este conștient, e ca și mort. Și întrebarea se pune așa, poți avea conștiință fără conștiință? Bineînțeles că nu, pentru că nu ești conștient. Și atunci, conștiința ca fenomen s-a descoperit mai recent, acum vreo câțiva ani, că este lumină coerentă. Avem un sistem de meridiane de acupunctură în interiorul corpului nostru prin care circulă lumină. Fritz Albert Popp, profesor la Institutul de Biofotonică din Neuss, Germania, a fotografiat această lumină și meridiane de acupunctură care s-au descoperit încă din anul 1962 de profesorul Kim Bo-han din Coreea de Nord, mai apoi de Pierre de Verbreul, un cercetător francez. Prima dată Kim Bo-han a introdus o substanță de contrast, fosfor 99, și a pus în evidență aceste meridiane care de fapt sunt translucide ele, adică nu se pot vedea la prima vedere, că trebuie substanță de contrast ca să se poată vedea. Și mai apoi pierde VN-ul cu tehnețiu, o altă substanță de contrast, a pus în evidență aceste meridiane. În momentul de față, substanța de contrast este albastru-alcian și în felul acesta se pune în evidență acest sistem de meridiane care la ora actuală se numește primul sistem vascular. Arhitectura din interiorul nostru este astfel construită încât să păstreze această lumină coerentă. Există și lumină incoerentă în corp, dar noi, ca să avem un stadiu al conștiinței cât mai înalt, trebuie să avem grijă de această lumină coerentă care la moarte iese din noi afară. Ea este prima care părăsește trupul fizic. Și atunci, important este să știm acest sistem și să cunoaștem tehnici de a culege această lumină din mediu și de a o ordona în interior. Cu alte cuvinte, de a curăți sufletul pentru a hrăni spiritul. Cu acestea fiind zise, zic că am rămânit întrebarea. Thank you.
15 ani să studiez acest fenomen. Enervat de observațiile multora că cultura umană, psihologia mondială nu are o știință a conștiinței. Eu încerc. E o introducere. De-abia aștept. Percepția extrasensorială implică primirea informațiilor, dar nu prin simțurile fizice, ci cu ajutorul minții. Termenul a fost folosit de către psihologul J.B. Ryan de la Universitatea din Duke. Mi-a mai notat ceva interesant care cumva s-ar aplica în zona spiritualității și am regăsit și în cazul de față. Ce este deasupra este și dedesubt. Și ceea ce este și dedesubt este și deasupra, pentru a săvârși miracolul unui singur lucru. Hermes Trismegistus. Și ultima întrebare pentru domnul Mohârță. Cum ne poate afecta sistemul de credință percepția? Da, am scris despre acest lucru carte. De obicei, noi vedem realitatea prin niște lentile. Din cauza prejudecăților și stereotipurilor din educația pe care am avut-o de la naștere până acum. Dacă gândim, nu pot să fac nimic, nu o să reușesc niciodată. Bineînțeles că nu vom reuși. Efectul placebo, ca și nocebo, aici vorbim de nocebo, se afișează în realitatea noastră. Depinde de felul în care gândim. Sigur că sistemul de credințe ne afectează. El intră în corp ca niște stimuli care apasă pe antenele celulare și care primesc stimul din gândire, din partea interioară și atunci are o influență automată asupra organismului nostru, asupra ființei umane. Dar o gândire pozitivă, de pildă, cum am putea noi să ne curățăm sufletul, acest câmp pe lucrul fotonic format din electricitate și lumină, eu cred că ar fi binevenit. În felul ăsta, deci avem o parte bună a lucrurilor, fenomenul placebo, și o parte mai puțin bună, efectul nocebo al sistemului de credințe pe care îl avem. Mulțumim foarte mult domnului profesor Ioan Zad, domnului conferențian universitar dr. Ionel Mohârță. Încheiem aici evenimentul Dincolo de percepția obișnuită, așa cum v-am spus, eveniment privilegiat de lansarea cărții Dincolo de percepția obișnuită Ionel Mohârță, cu mesajul de a cumpăra această carte, de a achiziționa, pentru că, într-adevăr, este o carte remarcabilă din care putem să ne informăm și să aflăm foarte multe lucruri utile. Vă invităm de la ora 13 la următorul eveniment aici la standul editurii Herald, un eveniment în colecția Cultură și Civilizație Barbarie. Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim! Și vă așteptăm și la autografe!